Într-o atmosferă de sărbătoare, ciobanii montani din România și-au etalat în standuri cele mai frumoase exemplare de mioare și miei, în timp ce oaspeții au ascultat muzică populară și au degustat preparate românești pregătite în aer liber. Oierii montani spun că încă mai rentează afacerile lor, chiar dacă și-ar dori mai mult ajutor de la stat. Rentează, domnule, cum să nu rentezi? Ați făcut bani de Paștele astea? Am făcut, da. Cât ați vândut? 200. Ce ne prezentați azi? Cu ce vă lăudați? Un sufolc corcit cu, cu blanș. Mai, e mai rentabilă rasa asta? Să sperăm. Să sperăm că e mai rentabilă. O sentează oieritul în România? Pentru mine, da. Ați făcut treabă de Paște? Mulțumesc Dumnezeu, am făcut. La manifestarea de la Călimănești s-au pus bazele unei colaborări pe termen lung între crescătorii de ovine din România și Franța, care ar trebui să ducă la apariția unui miel de carne vandabil pe piața franceză. De asemenea, organizatorii speră să-i determine pe români să consume carne de miel pe tot timpul anului și nu doar de sărbătorile pascale. Deci primii produși care au rezultat din metisarea berbecilor francezi cu frumoasele noastre țurcane din România să fie pe placul francezilor și astfel să deschidem un parteneriat reciproc avantajos și pe termen cât mai lung. E o expoziție a federației și organizată de către Federația Oierilor de Munte din România. O expoziție de oi, de carcasă de oaie și o întâlnire a membrilor Federației Oierilor. Ați apucat să mergeți pe la standuri? Vă plac? Sigur, mai ales că știți bine, eu sunt de profesie medic veterinar și cu siguranță mă atrag astfel de activități. Prezent la eveniment, ambasadorul Franței în România este convins că va urma o colaborare foarte bună între cele două țări în domeniul oieritului montan. Cele două țări ale noastre au dorit să acopere pentru a sprijini dezvoltarea unei filiere de carne în România, atât pentru sectorul ovinelor, cât și pentru sectorul bovinelor în scopul de a se adapta la evoluție, la evoluțiile pieței. La reuniunea de la Centrul de Convenții și Expoziții Nord-Oltenii au fost prezentați și primii miei care au rezultat din metisarea berbecilor francezi cu oile țurcane românești. Reprezentanții oierilor străini au răspuns invitației ciobanilor români care, la rândul lor, vor merge la un schimb de experiență în Franța în perioada următoare.